sunt direct, nu vreți să știți și mai bine să nu știți pe ce vocabular s-au purtat discuțiile aici în platou între Remus și cea pe care cu câteva săptămâni în urmă venise să o ajute, cerând până la urmă și empatie din partea noastră, și pe noi ne-a șocat acest caz, pentru că atunci când vezi o fată care a fost abandonată de mama ei, care a fost dusă de la 10 ani, de la 9-10 ani, dusă în casa unui irachian, fata a fost femeia acelui irachian mai mare ca ea cu vreo 50 de ani, și a rămas însărcinată, a născut 4 copii la 21 de ani, are copii pe care trebuie să-i crească, te frapează și te emoționează. N-are importanță că acum mai are un Dorel în casă, Remus. O să te rog foarte mult, eu nu pot să cred un bărbat ca tine că vrea să ajute oameni, oricine ar fi ei, când tu ai acest vocabular. Adică. Tu și soția ta, care îi spun bună seara. Doamnă, dar Maria, de ce ea mă amenință? Nu, stați un pic. Vine și mă bate și-mi stai un pic. Ce vocabular? Voi sunteți doi, tu ești bărbat, ea este una singură, deocamdată neajutorată, care un Dorel care acasă. Care neajutorată, Remus, doamna Mirela? Dar care? Că mi-a băgat când m-a măscărit, doamnă, când m-a măscărit. Ai venit cu ea de bună voie aici în emisiune și ați pus placa bărbatului care vrea să aștepte pe această femeie singură cu 4 copii și acum vii și mă înjuri și o faci în toate felurile. Măcar un respect pentru o fată. Domnule, nu și-a abandonat copiii în plasament. Dar tu ea... ai fost abandonat în plasament. Ea a fost abandonată în plasament. Pentru mine, ea este un erou care are 4 copii pe care nu și-a lăsat la stat abandonată. Așa. Și pentru mine aici se termină discuția. Vrei să o ajuți? Bine? Nu? Las-o în pace. Are renunțat. Dreptul la câți dorei vrea ea din momentul în care este viața ei personală. Ți-a luat ție nevastă, bărbat, copil. Ți-a făcut ție vreun prejudiciu în viața ta? Da, nu. Făcut. Tu da, ai venit în această emisiune, Remus. Dar și ai spus să o ajutăm pe această fată. Eu nu te jignesc. Poftim? Te rog foarte mult. Eu nu te jignesc pe tine. Lăsara, mulțumesc. Hai la revedere. Eu pe tine nu te jignesc. Te rog foarte mult. Eu am spus doar atât. Nu te mai erija în vreun salvator în momentul în care... Hai, ieși afară, te rog, că n-am chef de discuții. În momentul în care ai făcut-o, cum ai făcut, avem înregistrarea pe pauza de publicitate. Și eu nu pot să suport să văd cum dita mai bărbatul care se erijează mare protector al victimelor. O să vă rog, domnilor, să-l scoateți, că nu am n-am chef să... Să vină și să-mi ia... Domnule, că s-a prostituat, că poate se prostituează. Ce să vă spun? Hai să vă spun ceva. Sigur că e de condamnat, dar măcar fata asta n-a făcut greșeala pe care a făcut-o mama ei, care a lăsat-o în plasament și s-a dus după alți bărbați, iar fata a ieșit din sistem, a fost vândută, asta spune ea. Unui irachian mai mare ca ea cu 50 de ani s-a îndrăgostit de el, că săraca n-avea altă variantă. A trăit cu acel bărbat care i-a pus la dispoziție o casă, o masă, a protejat-o. Mă, măcar a avut grijă de soarta ei. Și a rămas cu 4 copii pe drum. Pe și acum vine Remus și îmi spune cu extrase de cont câți banii dă el ei. Dar cum mi-a făcut-o pe pauză? Da. Tu ai auzit ce discuție a fost aici? Ei, cum? Ideea e că eu de-aia am întrebat-o pe ea și am întrebat-o de două ori înainte de a intra noi cu subiectul. Ah, scuzați-mă. Dacă cumva au venit aici, înțeleși. Și ea a spus că nu. Tind să cred că nu, pentru că nu știu dacă pot colegii să dea acele filmulețe pe care eu le-am avut de-a doua zi. El așa a făcut cu toate, nu știu, cred că și-a făcut, nu vreau să spun eu ștampilă, dar ce mi-inspiră mie și ce am înțeles din acele filmulețe, că și-a făcut un mod de a câștiga bani din treaba asta. O mini escrocherie, la modul că pe găsește victime, cazuri da. Sociale. O să-mi cer scuze de la public, că chiar mi-am ieșit din fire, dar nu, da, vreau a fost să vă cumplit spun pe pauză, că pe pauza da. De publicitate noi avem înregistrat, colegii noștri au fost cu camerele pe rec. Deci felul în care a vorbit cu ea, ce să vă spun, din târâtură, din mare, nu pot să, deci nu am voie și nu mă lasă nicio regulă și niciun CNA să vă pot relata felul în care el i-a vorbit împreună cu soția lui acestei fete. De asta eu chiar cred că ea este amenințată, pentru că e posibil ca ea să fie amenințată și după această sunt emisiune. Sunt și amenințată. Eu de asta spun, tu mergi la poliție și fă plângere, în primul rând, dar inclusiv pentru că a cerut copii. Bani în numele tău și lucrurile astea pe rețele socializare ar trebui să se termine. Să nu se mai întâmple treburile astea. La Acces Direct, când e cât un caz social, colegii pun pe Facebook contul persoanei respective, adresa persoanei da, respective, adică ca să nu ne